Binecuvântăm numele Domnului și în această seară și vă binecuvântăm pe toți cei prezenți în adunare. Am încheiat săptămâna trecută o tematică de studiu și înainte de a începe o alta, o să avem o paranteză, am putea spune, să discutăm în această seară despre proroci, despre prorocii. Considerăm că este un subiect necesar pentru noi. Amintiți-vă că în ultima vreme, și asta înseamnă ani, luni, săptămâni, Dumnezeu ne-a vorbit că vrea să ridice proroci. Dar de asemenea Domnul ne-a vorbit că Satana vrea să se folosească de unii în mod fals. Rolul nostru este ca să putem să discernem, să dorim să auzim vocea Domnului, glasul sfânt și în același timp să fim feriți de amăgire. În ideea aceasta eu să spun câteva lucruri și apoi va urma fratele Eugen ca să putem să ne actualizăm în minte ceea ce este scris, să fim atenți, să ne rugăm și toate acestea să ne motiveze, să ne mobilizeze la o pasiune pentru această lucrare. În primul rând, vreau să observăm permanența darului prorociei. Știți cine a fost primul proroc? Așa cum este declarat în Scripturi, citim în Evanghelia după Luca, cuvintele Domnului de la versetul 50, sângele tuturor prorocilor care au fost vărsate de la întemeierea lumii, deci de când sunt proroci, de la întemeierea lumii, și primul care a fost, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia. Zaharia a fost prorocul fiului Ihoiada. Enoch a fost proroc, Avram proroc, și întâlnim proroci în toată perioada istorică, de la creație și până la sfârșitul istoriei umane. Dacă au fost oamenii lângă Domnul, au fost proroci, dacă au fost departe, Domnul nu au fost nevoie de proroci. Când au fost duși în Babilon, în robie, au fost proroci în țară ca Ieremia, au fost proroci acolo ca Ezechiel și Daniel. După întoarcerea din robie, cu ocazia întoarcerii, Dumnezeu a ridicat alți proroci. În Noul Testament întâlnim alți și alți proroci. Pentru că este scris, citesc din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Și până în cartea Apocalipsei întâlnim lucrarea aceasta. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, spune Apocalipsa 19. Dar așa cum vă spuneam că au fost mesajele la noi, așa s-a întâmplat în toată istoria, au fost și proroci falsi. Cu sutele. Și întâlnim până în Apocalipsa proroci falsi. Evenimentele culminează cu acel proroc mincinos. Adică o lucrare de anvergură care va fi folosită de diavolul pentru rătăcirea oamenilor. Deci, nu putem sub nicio formă să acceptăm teoria cesaționistă, conform căreia, interpretând greșit legea și prorocii au ținut până la Ioan, că nu mai sunt proroci. Legea și prorocii au fost până la Ioan în sensul scrierilor sfinte, a succesiunilor lucrării în mântuire. Dar am citit din Efeseni că Domn, după ce s-a suit Iisus, încă a dat proroci, nu numai până la Ioan, și după înălțarea Domnului și până la sfârșit. Dar de asta nu ne îndoim și nu insist. Un al doilea adevăr legat de prorocii, prioritatea lucrării profetice. Spune Scriptura, citesc din Plângerea lui Ieremia, capitolul 3, versetul 37. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Dar de la a spune până la a se întâmpla,
e ca de la mesajul lui Iona până la nimicirea sau salvarea Ninivei. Pentru că scrie în Amos capitolul 3, citesc versetul 7, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descoperă taina sa slujitorilor săi proroci. Dumnezeu operează cu taine. Și Dumnezeu în mod prioritar s-a folosit de proroci pentru dezvăluirea lucrărilor sale. Cum scrie și în Apocalipsa 10:7, în final se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Sau s-a dat o cuvintul lui Moise care a zis să dea Domnul tot poporul să fie alcătuit din proroci, Domnul să-și pună Duhul peste ei, în a arăta prioritatea darului prorociei, adică importanță. Cât este de necesară lucrarea aceasta. 1 Corinteni 14:1. Umblați după darul duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Are prioritate. Nu doar în fața vorbirii în limbi, cum scrie aici, și în fața altor daruri, pentru că aduce zidire sufletească. Fără proroci suntem săraci. E temelia apostolilor și prorocilor. De aceea să continuăm să rugăm pe Domnul să lase darurile sale în popor. Așa este scris aici în capitolul 14, versetul 12. Fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, și leg de versetul 1, dar mai ales să prorociți, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Despre Pavel este scris că pe unde mergea Duhul Sfânt îl înștiința, cu privire la lucrarea de misiune, cu privire la dușmanii care îi avea, cu privire la lucrurile din biserică. Știți că Timotei a fost pus în slujbă după prorociile făcute mai înainte despre el. În vremea lui David putem să vedem iarăși cât de prioritară a fost lucrarea aceasta. Toți oamenii lui Dumnezeu care au înțeles lucrarea darului prorociei au ținut proroci aproape de ei și au propășit. Despre Ozia, 2 Cronici 26 este scris, în versetul 5, acest împărat a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Dar a căutat pe Domnul înseamnă să păstrezi relația cu el și prin proroci, care sunt necesari, cum spuneam, și în vreme de bine, ca la David au spus cum trebuiau organizate cântările la templu, cum trebuia să fie construit templu, când și de cine. La fel de prioritare au fost prorocii când a păcătuit, că Domnul i-a ieșit înainte. Domnul nu face nimic fără să își descoperă lucrarea prin proroci. În al treilea rând, vreau să observăm, dacă este atât de importantă lucrarea aceasta, personalitatea prorocului. Nu este tot una cine prorocește. Noi putem să ne hazardăm și să spunem, Domnul a vorbit și printr-o măgăriță. Da, dar nu uitați că măgărița aia era credincioasă. O să te balam când n-am fost eu ascultătoare la poruncile tale. În cartea de Deuteronom este scris despre proroci, în capitolul 18, nu, în 13, citim mai întâi, de la versetul 1, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc care îți va vesti un semn sau o minune. Deci înainte de a analiza conținutul mesajului, trebuie să îl observăm pe proroc. Și chiar dacă se va împlini semnul sau minunea care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc. Dacă prorocul nu are spiritualitate, se ridică din start un semn de întrebare. Chiar dacă mesajul s-ar adeveri,
poate să fie un fenomen de ghicire, sau, așa cum este scris aici în versetul 3, Domnul te poate pune la încercare și îngăduie diavolului să cunoască un anumit lucru, să-l anunțe și asta să fie un test pentru noi. Domnul era foarte categoric în privința personalității unui proroc când a spus în predica sa, citim Matei 7, de la versetul 15, păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după faptele lor. Numai că aici intervine un aspect. Diavolul creează o atmosferă de neapreciere a prorocilor în plan local și alții care sunt din altă parte nu-i cunoaștem. Și în forma asta ne poate păcăli. Domnul a spus, a fost adevărat cu privire la el și la alții, niciun proroc nu-i prețuit bine în patria lui. Dar e bine când se procedează așa și nu-ți prețuiți proroci în patria lor. Nu este bine. Pentru că pe cel din zona noastră îl cunoaștem și știm dacă este sau nu un om al lui Dumnezeu. Dar dacă e vorba de unul în altă parte, cum se procește acum mai modern la telefon sau unul care e venit de știu eu unde, și când ai telefon acolo să vezi cine este, frații spun, dar cum a ajuns la voi? Nu îl primiți, vedeți că vă înșeală sau alte și alte declarații care nu sunt demne de un om al lui Dumnezeu. Eu nu spun că un proroc este infailibil așa cum se pretinde despre papa. Poate și el să greșească. De exemplu, avem un frate care prorocește și poate odată într-o discuție cu cineva a scăpat o vorbă mai dură sau poate o soră așa s-a scăpat și s-a certat sau astfel de greșeli se pot întâmpla oricui. Despre Ilie este scris că era un om supus acelorași slăbiciuni, dar asta nu înseamnă că Ilie era un om cu păcat. Nu degeaba spune el, Doamne, a rămas singur. Nu m-am închinat la idol, mi-am păstrat curăție. Înainte de a colabora cu cineva, să ne interesăm cine este. Acasă, în biserica de unde face parte, care este personalitatea lui? La servici, între colegi, între vecini, este un om al lui Dumnezeu? Dumnezeu nu colaborează cu altcineva, decât cu astfel de oameni care sunt serioși în pocăință, să spunem, cu cuvintele noastre. Povestea fratele Iovuța, că s-a dus undeva într-o adunare și acolo a venit un alt proroc din altă parte, a avut un mesaj pentru el că are carențe în viață, probleme majore, și respectivul proroc era mai tiner, îi zice la fratele Vasile, e drept, frate, slavă Domnului, așa, trebuie să mă pocăiesc. Și următoarea rugăciune, prorocii din nou. Și povestea fratele, m-am speriat. Adică a recunoscut că are probleme și continuă să prorocească. Biblia spune, vă citesc din a doua Timotei, capitolul 2, de la versetul 20, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. De aceea, admiteți prorocilor atunci când au probleme spirituale să nu prorocească. Nu le forțați mâna când nu sunt într-o stare de deplină libertate a cugetului ca să fie forțat să spună ceva. Îmi povestea un frate despre un caz a unui bărbat care a ajuns să cadă de la credință și cineva l-a întrebat, de ce mai prorocești? Apoi frate, vin pe capul meu și, da frate, vrem un cuvânt, hai ne mai răgăm o dată, da vrem un cuvânt. Apoi le spun ceva. Și el zicea, și îmi și vine ceva să le spun, că dacă a fost obișnuit așa. Dar un adevărat proroc și cei din jurul lui, când se oprește.
pentru ca personalitatea lui, vasul, să fie curat. În al patrulea rând, legat de proroci, vreau să amintesc ceva despre pregătirea prorocului pentru prorocie. Nu este una ca la predică, să citești textul, să meditezi. Pregătirea prorocului are de-a face cu părtășia în rugăciune, în turnul de veghe. Prorocul este comparat în Biblie cu un străjer. Ce înseamnă? Sau cum trebuie să se pregătească străjerul să anunțe? Stând în post. Spune Scriptura în Habacuc, capitolul 2, despre acest proroc chemat de Domnul într-o vreme grea. 2:1, m-am dus la locul meu de stradă și stam pe turc ca să veghez. Domnul mi-a răspuns, scrie prorocia. Când i-a prorocit Domnul? Când stătea pe tur. Îi spune Domnul Ieremia, citesc din cartea sa, capitolul 30, și 3, versetul 3, cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți știi lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Prorocii trebuie să fie oamenii rugăciunii, să iubească rugăciunea, să stea înaintea Domnului, în părtășii cu frații, mult și ei acasă, pentru că așa se limpezește izvorul profetic. Dar dacă e un proroc care e cu povești, cu telefoane, cu știrile, cu toate vorbe la rând, ce va fi acolo? O piață? Știți, sunt câteva situații în Vechiul Testament, exemplu, trimite Elie un fiu a prorocii și spune, auzi, te duci? Și dacă îți spune cineva, te întreabă de sănătate, nu răspunzi. Îți faci misiunea și fugi. Adică să stea într-o legătură cât mai apropiată cu Domnul. Cel mai mare dintre proroci a fost Ioan Botezător. Cum s-a format el? Singur în pustie. Prorocul are nevoie nu de piață, ci de turn. Acolo poate să primească mesaje de la Domnul, lucrurile să se clarifice, pentru că la momentul potrivit să le poată transmite. Dumnezeu a vorbit prorocilor și în timp ce desfășurau anumite activități. Dar asta arată că totuși mintea lor era acolo în turn, în cugetare. Despre prorocii scris în Petru că ei cercetau să vadă în ce vreme, în ce împrejurări, adică le era mintea foarte aproape de planul lui Dumnezeu. Spune la un moment dat Scriptura despre proroci în Ieremia, cine o fă la sfatul Domnului? Ce înseamnă să mergă proroc la sfatul Domnului? Mergi în audiență la Dumnezeu? Să stai cât mai aproape. Deci pregătirea prorocului constă în timp petrecut cât mai mult în rugăciune, ca Dumnezeu să-i poată transmite voia lui. Evident că Dumnezeu îi pregătește pe proroci din timp, îi formează. Biblic vorbind, orice om plin de Duhul Sfânt poate să prorocească. Așa s-a întâmplat cu Maria, cu Elisabeta, cu Zaharia, cu cei 70, dar asta nu înseamnă că au rămas proroci. Scrie foarte clar în numărul 11 despre cei 70 și nu au mai prorocit. Dar ca cineva să aibă darul prorociei și să rămână în slujba asta, nu-i vorba numai de un moment, de o vreme. În Noul Testament, când primeau Duhul Sfânt, vorbeau în limbi și proroceau. Dar asta avea de-a face cu un moment al plinătății. O vreme de slujire ca proroc presupune, repet, un timp special în care Domnul îl cheamă, îl formează, așa cum Samuel stătea acolo înaintea Domnului. Și Domnul îi vorbea și a continuat să-i vorbească. Și iese în evidență Samuel într-un mod foarte clar că a rămas omul rugăciunii. Știți când a fost eliberat din funcție, a fost la pensie.
zicea el, departe de mine gândul să păcătesc împotriva Domnului și să nu mă rog pentru voi. Dumnezeu să dea har prorocilor în rugăciune mai întâi. Și apoi, când Dumnezeu vrea să îi folosească, să aibă loc lucrarea aceasta, așa cum Domnul o rânduiește. În ce privește prezentarea mesajului, în Biblie întâlnim diverse forme. În Vechiul Testament erau unele foarte ciudate. Știți, prorocii se foloseau de anumite semne, Dumnezeu îi folosea într-un mod ciudat, gândiți-vă la Osea, la Ezechiel. Acum, în ceea ce întâlnim noi, e fie o vorbire românească cursivă, fie întreruptă de o vorbire în alte limbi. Poate ați auzit uneori, unul vorbește în alte limbi, altul vorbește în românește, nu neapărat e tălmăcire. Poate să fie doar vorbire în alte limbi și celălalt prorocește. Mai de mult se obișnuia în mod deosebit în Bihor, ceea ce noi ne-am obișnuit și face un singur om, să spunem Duhul, printr-un singur om vorbește în limbi și apoi în românește, și obișnuia unul vorbea în limbi, celălalt în românește, mesajul profetic propriu zis. Dar asta nu era neapărat tâlmăcire. Tâlmăcirea e ceva asemănător, dar tâlmăcire înseamnă efectiv traducere. Încă un aspect, prorocii au fost adesea persecutați. Spunea Domnul în predica de pe munte, Luca capitolul 6, versetul 23-22, fericiți de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni, tot așa făceau părinților cu prorocii. Iar în 26 scrie despre cei care vreți de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Și am auzit, mi-au ajuns la ureche și aici s-au scăpat unii și au zis chiar de prorocii care i-am invitat la noi, probabil atunci când ceva li s-a părut că nu-i pe placul lor, în a fi vorbiți de rău. Uneori ne grăbim și dăm verdicte. Eu nu spun că nu sunt proroși care fac greșeli, asta e altă chestiune. Dar să nu ne grăbim și să vorbim de rău, că acum de persecuție nu-i vorba, dar de-a lungul istoriei mulți proroci au dus-o greu. Să ne amintim de Mica, despre care Ahab a zis, du-l și închide-l, să fie hrănit cu pâine așa pe întristări până mă întorc în pace. Ieremia a trecut prin multe. Isaia, o sfârșit greu. De sângele prorocilor a vorbit Domnul. Nu este ușoară viața prorocilor. Oamenii sunt foarte exigenți cu prorocii. Pe predicatori iartă, pe proroci greu. Au pretenții. Am recomandat la doi frați din Ardeal să meargă la Izvin. Acum noi cunoaștem pe cei de la Izvin, colaborăm cu ei. Și unul foarte rațional s-a dus acolo cu o listă. Punctul 1, 2, 3, 4. Și Domnul nu i-a vorbit așa. La punctul 1, răspuns, punctul 2, până la 4. Și la întoarcere spre casă era dezamăgit. Eu între timp am vorbit cu frații la Izvin și a spus, băi, ce mesaj a fost? Și când am auzit mesajul, mesajul era foarte clar. În sensul că Domnul îi spunea acelui în cauză că se frământă cu lucruri care nu ar trebui să se ocupe. Și Domnul cercetează în anumite privințe și ar vrea să lucreze în viața lui și a familiei lui. Așadar, să fim atenți. Ca nu cumva să ridicăm în slavă pe unul care nu-i proroc, să bazucurim pe unul care este, să nu ne pripim. Scriptura spune să cercetăm, asta avem drept, să judecăm, dar fără să privim ușuratic. Pentru că există riscul să ne alegem noi prorocii noștri pe care îi credem și să nu fie așa. Și în schimb alții care ne-ar vorbi de bine, ce spunea Ahab despre Mica? Stă-l urăsc. Nu-mi prorocește nimic bun.
Deci, atitudinea față de proroci e foarte importantă. Și mă amintesc doar două lucruri pe scurt. Pot și prorocii să aibă probleme și una din probleme poate să fie pasivitatea. Să se oprească din lucrare. Ieremia se pare că datorită problemelor a fost ispitit să o lase mai încet. A simțit înăuntru lui un foc, scrie în Ieremia capitolul 20, versul 9. El zicea, nu voi mai poveni de el. Adică nu voi mai proroci în numele Domnului. Dar arată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele, cau să-l opresc, dar nu pot. Și Domnul îi spune, dacă te vei lipi iarăși de mine, dacă te vei lipi iarăși de mine, eu asta înțeleg, din nou să meargă la locul lui de straj, să stea la îndemâna Domnului. Îți voi răspunde iarăși, adică din nou vei putea să prorocești. Și vei sta înaintea mea, într-o stare în care să poți să faci discernere și te voi folosi pentru poporul acesta. Sunt situații în care unii au prorocit la tinerețe și cum se întâmplă și în alte domenii spirituale, apoi se lasă de asta. Poate la unii a fost doar o prorocie datorită măsurii plinătății Duhului. Poate n-a fost vorba de un dar. Dar sunt unii ca cei din pildă care pot să-l îngroape în pământ sau să-l învelească într-un ștergar și să-l predea la stăpân la gata. Și cu darul prorociei, ca și cu orice alt dar, pe măsură ce lucrezi, te formezi. Spune în Evrei 5 că maturitatea se realizează prin întrebuințarea unei lucrări, prin profesare. Dar dacă îl încezești, stai până la urmă, rujinește trâmbița, o pui deoparte și știți că au fost asemenea mesaje pentru unii proroși care au abandonat lucrarea. Culmea ar fi ca cei ce sunt chemați să nu mai prorocească, să intre în pasivitate, sau se poate întâmpla când sunt mai mulți, fiecare așteaptă ca Domnul să vorbească prin altul, și alții îndrăzneți să o ia înainte. Că se poate proroci, cum știți, din îndrăzneală, din închipuirea minții. Și ultima problemă care se poate evi la proroci, nu că le-am epuizat pe toate. Atenție la părtășii, la prietenii. Știți că prorocii falși a Izabelei al Habere au cu sutele, dar toți mâncau la aceeași masă. În Mica stă scris în capitolul 3 că dacă unora li se pune ceva în față, vestesc pace. Dacă nu, războiul sfânt. Ieremia 15 scrie aici la un moment dat, versul 17, n-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei de frica puterii tale. Am stat singur la o parte căci m-am umplut de mânie. E foarte periculoasă o părtășie cu alt soi de proroci, cu oameni care nu sunt după voia Domnului, riși să prorocești după inima lor sau să fii influențat de un duh. Într-un mediu bun, e greu să prorocești fals. Și Saul cât era de lepădat când a ajuns între proroci buni, a prorocit. Bine. Dar între proroci răi, ce i-a spus trimisul care l-a dus pe Mica? Dacă ești toți prorocesc așa cu sutile, fie și cuvântul tău ca a lor. Atenție așadar. La asocieri. Pentru că așa se manifestă influențele. Domnul să-i păzească pe prorocii noștri și să le dea harul să poată sta la îndemâna Domnului, iar cei care nu sunt de la Domnul și riscă să vorbească din răzneală sau provocați în astfel de medii, am auzit situații în care îl fabrică proroci. Țin minte că plecase cineva de la noi din Apuseni, undeva, într-o misiune, pe când s-a întors înapoi, mare proroc. Când te-a făcut Domnul proroc? Mi s-a spus acolo că dacă nu prorocesc și cu oamenii în țări din asta. Adevărații proroci au nevoie de o formare în timp. Biblia vorbește de o școală a prorocilor,
O prorocie fără o măsură din credințare suficientă, i-a spus Elisei la celălalt, știu și eu, dar tăceți. Vă veți forma ca atar. Prorocii Bibliei întâlnim oameni care au scris prorociile și le-au urmărit să vadă. Culmea este că acum nu mai scriu prorocii, scriu alții. Și apoi se bat cei ce scriu pe seama prorociilor scrise. E bine prorocii ei să-și noteze, să urmărească, să vadă, să se lase judecați, urmăriți, cercetați, pentru că nu cumva într-un mediu afectat, în urmă cu vreo 7-8 ani să fie aici în biserică, la un grup începuseră niște tineri să prorocească pe rupte, cum zice română. Caiete întregi, vedenii. Când am urmărit cu frații un caiet, o doi dintre ei văzuseră pe Domnul Iisus de nu știu câte ori, zic, stai alea, în Biblie nu merpădește câți ori văzut pe Dumnezeu, voi deja l-ați văzut de atâtea ori, zic, ceva nu e în regulă, asta imaginați. Și apoi ne-am adunat cu frații de la Izvin și, fără să spunem noi nimic, cei care știam, au fost descoperite lucrarea așa dintr-o îndrăzneală. Și s-au liniștit, au ascultat, a fost bine. Pentru că este foarte important mediul unui proroc, părtășiile, cu cine se întâlnește. Dacă riscă să facă o greșeală, Dumnezeu iese înainte. Săptămâna trecută, când a fost la frații de la Izvin, povestea fratele Todoraș că la în biserică era un proroc, fratele Gheorghe Negrea, și-a avut niște mesaje pentru unii din adunare care s-au răsculat împotriva lui. El a zis, fratelui, nu vrei să mergem undeva că-s tare zdrobit. Cum a spus prorocii, adesea au fost persecutați. S-au dus la husul său, trăia fratele Pavele. Fratele Todoraș s-a dus în față, că îl cunoșteau, fratele Negre au rămas acolo pe penultima bancă. La un moment dat, în timpul predicii, se ridică fratele Pavelea și prorocește la fratele de acolo din spate. Și frate, am văzut că locuiești ești dintr-o adunare nu mare, undeva pe un deal. Și s-a împărțit adunarea în două, unul care a fost împotriva ta, a luat niște haine negre și le-a împărțit la jumătate. Și s-a adeverit mai departe mesajul. Și având mărturia asta că este prorocul Domnului, fratele Pavel l-a întrebat pe fratele Negrea, spune frate astăzi aici, ce mesaj ai avut din partea Domnului? Și fratele Negrea a zis, frate, printre altele, Domnul mi-a arătat în dreptul dumneatale un sicriu, era o femeie într-un sicriu și dumneata erai trist. Peste o lună a murit sora, soția fratelui Pavel. Deci într-un cerc bun de proroci, într-un mediu bun, se atestă, se autentifică o lucrare bună și celelalte pierd. Dumnezeu să ne dea și nouă har. Amin.